Acum, sper că mă aud. Am vorbit până acum degeaba. Am vorbit așa singur, puțin 2 minute. Haideți să începem iară. Salutare, salutare la toată lumea, Joker Gaming. Salutare, Capion. Salutare, bine ai venit. Nistor, mă bucur că ai venit, că ai ajuns pe live. Dan Play, bună seara, bună seara. Bun, sper că merge acum. Am uitat să pornesc microfonul. După cum spuneam, haideți să mai spun o dată povestea. Avem și microfon, gata, e ok. Bun, perfect. După cum spuneam, sunt tare curios să văd câtă lume se adună în seara asta. Având în vedere că sunt sărbătorile, m-am gândit să amân iarăși live-ul și astăzi, dar am rămas dator de săptămâna trecută. Săptămâna trecută nu am ajuns, pentru că am avut un colet cu un setup de lumini și nu am putut să ajung și să pun totul ok până la ora 8, ora la care trebuia să înceapă live-ul. Îmi cer scuze pe această cale, dar astăzi vom aborda subiectul care trebuia să fie săptămâna trecută, respectiv instalarea platformei WordPress pe localhost, pe PC-ul tău, cu ajutorul XAMPP. XAMPP este un program care conține un server web și un utilitar, un panou de control pentru administrarea bazelor de date, dar o să intrăm în detalii mai târziu. Deocamdată, haideți să vedem, să ne mai adunăm puțin, să salutăm lumea pe chat. Prima parte a acestui live va fi dedicată întrebărilor voastre, ce nelămuriri aveți referitoare la software. Dacă știu, vă răspund cu mare drag. Totodată, acolo jos pe chat aveți, pentru cei care vor să facă donații să sprijine comunitatea, acolo sub mesaj unde scrieți, aveți semnul acela de dolar. Vă rog, cei care vreți să donați, să aveți peste 18 ani. Bun, să păstrăm chatul civilizat, nu fac promovări, abțineți-vă de la a posta linkuri și de la a face spam. În rest, sper să fie un live plăcut pentru voi, pentru mine deja este. Îmi cer scuze pentru faza cu microfonul de la început. Asta este, se mai întâmplă. Acum sper că mă văd bine, mă aud bine. Să vedem cine mai este nou pe chat. Bun, nimeni, ok. Haideți să vorbim puțin atunci despre WordPress. Ce este WordPress? Asta strict pentru începători. Este o platformă cu ajutorul căreia poți realiza site-uri web. Este o platformă care ajută foarte mult web designerii în ideea în care sunt pluginuri mii, zeci de mii de pluginuri făcute, deja dezvoltate, total gratuite. La fel sunt și template-uri. Relativ, poți să construiești relativ ușor un site web cu ajutorul platformei WordPress. De ce instalăm astăzi WordPress pe localhost, respectiv pe calculatorul nostru? Vă arăt cum să instalați WordPress pe calculatorul vostru cu ajutorul programului XAMPP. De ce ar trebui să faci acest lucru? Sunt o grămadă de pluginuri dezvoltate pentru WordPress care au erori. Sunt o grămadă de template-uri, de teme care au erori. Nu este recomandat să faci aceste schimbări în momentul în care construiești un site și el este public, pentru că pentru vizitator erorile astea apar pe site în timp real și nu este ok pentru imagine. Tocmai în acest sens, dacă site-ul este deja construit și vrei să faci schimbări, pur și simplu faci un backup la site. Îl descarci la tine pe calculator, îl accesezi local, faci schimbările și în momentul în care vezi că totul este ok, nu ai niciun fel de erori, împachetezi site-ul frumos, îl arhivezi și îl urci în producție, îl faci public. Fără să ai niciun fel de emoții, poți să lucrezi pe calculatorul tău, localhost, fără acces la internet. Totul este în regulă. Este o metodă folosită de web designeri, atât începători cât și avansați, pentru că
Repet, nu ai probleme cu erorile generate de către anumite componente, plugin-uri, template-uri și altele. XKFuture, salut, salut! Nu ai arătat nimic, am vorbit singur vreo 2-3 minute pentru că am uitat să pornesc microfonul și greșeala mea, nu m-am uitat nici pe chat. Dar am reluat povestea. Nu ai pierdut nimic decât introducerea, spuneam ce vom face astăzi. Deci, acum ne vom ocupa de chat. Salutăm lumea dacă mai este lume nouă. Am spus că în partea a doua vom face această instalare de WordPress pe localhost. Iar în ultima parte vom răspunde iarăși la întrebări. Să vedem dacă se adună ceva lume. Sper să vă fie ok live-ul de astăzi, chiar dacă nu sunteți web designer, chiar dacă nu aveți de-a face cu realizarea site-urilor web, eu zic să stați pe live pentru că aveți ce învăța de aici. Acest live este pentru începători. Avansații deja știu cum se instalează aplicația Xamp, știu deja cum se instalează WordPress pe localhost cu ajutorul aplicației Xamp. Eu zic că va fi interesant pentru mulți dintre voi, așa că rămâneți pe live, luați-vă un popcorn, un pahar de suc, eu sunt cu apa ca de obicei. Ne mai hidratăm între timp. Despre setup-ul ăsta de lumini aici, este un ring light și încă ceva, am mai luat o lampă, am spus să mă joc un pic cu luminile și am făcut comanda pentru Ring Light acum vreo 2 săptămâni, parcă. A ajuns abia vinerea trecută, de aceea nu am ajuns pe live pentru că pur și simplu nu m-am încadrat cu timpul. Eu zic că este un mic upgrade la lumini. Mie mi-este ok, sper să fie și pentru voi ok. Tutorialele lui Timotei. Capi, nu te supără, dar m-ai blocat pe amândouă conturi. Nu știu, nu cred că te-a blocat nimeni, Timotei. Raul, am o întrebare. XKFuture, Raul, am o întrebare. Ai merciul tău sau e un alt merci? Da. Dacă vrei, haide că pun pe chat. Am făcut un experiment. Haideți să vedem aici. Acum pun pe chat linkul cu magazinul. Am acolo câteva tricouri. Hai să văd dacă mai și există. Da. Este. Hai să spamăm un pic pe chat. Au făcut băieții un pic niște schimbări. Nu știu, și-au schimbat proprietarii site-ul respectiv. Acesta este experimentul meu, este în lucru încă. Am creat câteva modele, este și printre care este și modelul de acum, care l-am pe mine, tricoul acesta. Așa ceva tutoriale cu Raul și mai sunt niște chestii interesante acolo. Sunt toate făcute de mine, vreo 3 sau 4 modele. Doar am început treaba asta acum ceva vreme și nu am mai dezvoltat-o. Dacă aveți interesul, dacă vreți să cumpărați de acolo ceva, o mică parte îmi revine și mie, contribuție pentru comunitate. Nu știu, vedem. Dacă sunteți interesați pe viitor, pot să mai adaug chestii, sunt ghiozdane, genți, măști, bluze, hanorace, pantaloni, tot felul de accesorii, îmbrăcăminte, batice. Puneți și adaug fără niciun fel de problemă. A, că ai dorit să-ți faci în viitor dacă reușești. Da. Vezi când sunt soluții, sunt magazine de genul și în România. Eu am făcut experimentul ăsta pe un magazin din afara României, deci transportul durează puțin mai mult.
Da, Nistor, se vede scrisul tău pe chat. Da, nu este niciun fel de blocaj. N-a blocat nimeni pe nimeni din câte știu. Da, aș putea face și hanorace. Ți-am zis, X-ca Future, chestia asta a fost doar un experiment. Am făcut niște modele, am făcut o comandă să văd cam în cât timp ajunge tricoul. Mi-am comandat un tricou. Dacă va fi, voi dezvolta puțin toată chestia asta, nu știu, eventual voi căuta o soluție la noi în țară, dar vedem. Dacă sunt doritori pe viitor, voi face acest lucru. Deocamdată comunitatea este micuță, nu știu dacă are rost să mă implic foarte, foarte mult în dezvoltarea de modele, mă apuc să fac design pe tot felul de articole de îmbrăcăminte. Da, Nistor, și căni cred că sunt acolo pe site. Am posibilitatea să fac și căni, și ghiozdane, sacoșe, tot felul de accesorii. Dar îmi place, Microsoft Support and Recover Assistant poate fi folosit pentru dezinstalare Office 365. Nu. Ar trebui să-l poți dezinstala din control panel. Și shop-ul se face XK Future și shop-ul se face automat sau trebuie să-l creezi singur. Nu, ei au shop-ul lor, de exemplu shop.com. Și tu ai subdomeniul tău, deci pe platforma lor tu îți dezvolți magazinul fără niciun fel de probleme, este online, tu trebuie să-i dai un nume, îți alegi un user, o parolă, bagi o adresă de mail și de acolo ai acces la toate chestiile care ți le oferă ei blank, adică negru, alb și mai ai diferite culori, verde, galben, cam toate culorile le ai, iar de acolo tu îți faci scrisul, desenele, tot și o chestie foarte faină îmi spune dacă scrisul este rezoluție prea mică, dacă nu se va vedea ok, deci te atenționează în momentul în care ai pus scrisul pe tricou, de exemplu. Da, e un fel de UX. E ok. Nu, aprecieri, mulțumesc frumos! Bun, suntem patru. Suntem patru online. Ai, nu mă așteptam eu la foarte multă lume astăzi. Oricum. Haideți să vedem. 8 și un sfert. Haideți să începem cu instalarea XAMPP. Prima dată vă voi povesti puțin. Vom descărca tot. Și XAMPP face descărcarea. Vom face instalarea. Apoi vom descărca WordPress și vom face instalarea WordPress în XAMPP. Vedeți exact fiecare pas. Haideți să începem. Deschidem prima dată un browser. Pe parcursul instalării eu voi arunca câte un ochi și pe chat. Nu este nicio problemă. Sper să nu scap nicio întrebare. Dacă sunt ceva întrebări, o să revin eu cu chatul apoi și văd tot ce este pe acolo. Haideți să vedem. Bun, captură ecran. Bun, haideți să vedem prima dată cum se instalează XAMPP-ul. XAMPP-ul este platforma care conține serverul web, Apache și aplicația MySQL oferă și acces la un panou de control prin care poți crea bază de date MySQL, dar haideți să vă arăt exact. Deschidem browserul și scriem XAMPP. XAMPP. Și de aici alegem, acesta este site-ul oficial. Alegem varianta pentru Windows, voi pentru Linux sau OS X dacă vreți. Acesta este kitul de instalare. Mergem frumos să îl salvăm. Este un pic măricel, are 157 de mega. Dacă aveți o viteză bună la internet, durează probabil până într-un minut. România are una dintre cele mai bune viteze la internet. Haideți că lumea se adună, suntem 8. Dați un share
acest live, să ne adunăm cât mai mulți. Eu zic că va fi interesant. Și shop-ul se face, hai să vedem. Gabi Leșnic, salutare, salutare, bine ai venit, ai putea să faci un tutorial cum să instalezi Papers, please. Nu știu ce este Papers, habar n-am. Bun, s-a descărcat, încă nu s-a descărcat Xample, mai avem puțin. 10 aprecieri, mulțumesc frumos, suntem cei mai tari. Încă puțin, încă puțin. Bun. Am rezolvat-o cu Xample. Haideți să mut aici kitul de instalare. Probabil nu-l vedeți că acolo sunt eu. Bun. Acesta este kitul de instalare descărcat. Se instalează absolut foarte ușor. Absolut normal. Next, next. Bun, aceasta este o atenționare. Ne spune că dacă avem un antivirus, s-ar putea să avem probleme cu rularea XAMPP. Puteți să dați yes fără niciun fel de problemă. Dacă totuși aveți probleme, dezactivați antivirusul și va fi totul ok. Se referă la posibila blocare a porturilor pe care rulează Apache și MySQL. Haideți să dăm yes. Aici dați OK iarăși și începem cu Next. Da, de aici, dacă instalăm XAMPP, nu avem nevoie decât de MySQL, restul tot debifăm. MySQL și PHP MyAdmin. Restul debifăm, ce putem debifa, restul Apache și PHP sunt default. Deci lăsăm MySQL, PHP MyAdmin și Apache care este deja bifat și merge mai departe. Eu prefer să las locația default în partiția C, se va crea un folder XAMPP. Puteți să alegeți altă partiție dacă știți că aveți spațiu mai mult pe acolo. Eu am lăsat-o default și merg pe next. Ok, numai puțin. Să-l șterg odată pentru că am făcut un test înainte de acest live. Ok? Bun, acum nu mai există în C folderul XAMPP. Alegem limba, cred că este engleză și germană. Aici debifați. Nu ne trebuie bitnami pentru a instala WordPress pe localhost. Next. Și aceasta este instalarea. Acum începe instalarea XAMPP. O să vedeți că are o interfață foarte interesantă. Are panou de control pentru MySQL. Panoul se numește PHP MyAdmin. De acolo putem crea bază de date, dar rămâneți aici. Copy on Papers, please, este un joc destul de vechi. Da, na, nu, Gabi Leșnic, nu știu dacă voi face, foarte rar fac tutoriale referitoare la jocuri, la gaming și asta se întâmplă doar pentru jocurile care se pot juca într-un fel în multiplayer pe servere. Fac tutoriale mai mult pentru crearea de servere. Vastrix, salut, salut! Ce face WordPress? WordPress este o platformă pentru realizarea de site-uri web. Te ajută să construiești site-uri web foarte, foarte ușor. Dă-i un Google dacă vrei WordPress și vei vedea ce înseamnă. Acest live este, Vastrix, este pentru cei care vor să dezvolte site-uri web, vor să le facă pe calculator și apoi, când sunt complet finalizate, să le urce pe un cont de găzduire web, să le facă publice. Bun, instalarea XAMPP s-a finalizat. Ne întreabă dacă vrem să pornească acum panoul de control. Bun, acesta este panoul de control. De aici avem nevoie să pornim Apache și MySQL, restul nu ne interesează. Dăm start.
Bun. Și MySQL. Perfect. Acestea au pornit. Dacă aveți aici erori, înseamnă că va trebui să dezactivați firewall-ul sau să umblați în router să nu fie, să aveți mare grijă să nu fie închise porturile, dar de obicei porturile pentru MySQL, portul pentru MySQL este 3306, pentru Apache este 80443. În momentul acesta, cu XAMPP am terminat momentan. Haideți să mergem să descărcăm și WordPress. Bun. Mergem aici și scriem Word. Am scris WordPress. Super. WordPress. Download. La sfârșitul acestui tutorial vom avea un site care rulează pe localhost fără niciun fel de problemă. O să vedeți despre ce este vorba. Bun, descarcă WordPress. Aici avem kitul, arhiva WordPress. Salvăm arhiva, este în momentul acestui live undeva la 17 mega. Arhiva. XKFuture, Raul, ai putea face un live cu crearea unui server de Counter-Strike Global Offensive direct din calculator, fără host. Nu știu dacă, sincer, nu e genul meu. Pastri și trebuie să-l plătești asta cu site-uri, adică, nu știu, da, dacă vrei un site, trebuie să plătești un om să-ți facă site-ul respectiv. Acel om se numește web designer, cu asta se ocupă, absolut. Dacă nu, poți să înveți și poți să-ți dezvolți site-ul singur, fără niciun fel de problemă. Ok, am descărcat și arhiva WordPress, haideți să o mut aici. Ok. Dublu clic. Și dezarhivăm. Nu durează foarte mult, este foarte simplu. Am și dezarhivat. Un pic, haide să iau eu. Să mă mut în partea asta la altă. Cred că e mai ok așa. Bun, ce trebuie să facem în acest moment? Avem XAMPP descărcat, instalat și pornit. Avem WordPress descărcat și dezarhivat. În acest moment, ca să facem legătura între WordPress și XAMPP, aceste fișiere care sunt în folderul WordPress trebuie copiate și mutate într-un folder din interiorul folderului XAMPP. Am mers locația unde s-a instalat XAMPP, dacă țineți minte, dacă ați fost atenți, a fost în partiția C. Acesta este folderul XAMPP, iar aici ne interesează folderul acesta, htdocs. Acesta este folderul public, iar tot ce este în acest folder, haideți să vă arăt de exemplu acum. În acest moment, folderul acesta htdocs este populat cu aceste fișiere. Da? Bun. Ca să vedem cum rulează XAMPP, alegem localhost, sau scriem 127.0.0.1 și în momentul în care dăm Enter, vedem această interfață care este de fapt legătura cu aceste fișiere. În momentul în care le vom șterge fișierele astea și dăm aici un refresh, veți vedea că a dispărut și această pagină. Bun. Acum ce trebuie să facem? Trebuie să copiem fișierele din folderul WordPress, le selectăm pe toate, Ctrl A, apoi Ctrl C. Și mergem în htdocs, dăm un Ctrl V sau paste.
Bun, aceste fișiere, adică WordPress, platforma WordPress a fost copiată în XAMPP, în folderul public htdocs din XAMPP. Acum, dacă mergem și dăm un refresh iarăși în browser, ar trebui să... Nu, încă nu. Trebuie să lăsăm doar localhost 127.0.1 și dăm un enter. Acum începem pur și simplu instalarea WordPress. Acum se instalează platforma WordPress la noi pe calculator. Haideți să vedem dacă mai este cineva lume, ceva lume nouă pe chat. Da, nu, nu, ok, 11 aprecieri, 4 suntem on. Haideți să continuăm. Bun. Aici avem nevoie de o bază de date, un utilizator la baza de date, parolă și o gazdă. Gazda este la noi calculatorul. Pentru site-ul online aveți nevoie de un cont de găzduire. Am pe canal un material despre cum să cumperi un domeniu web și cum să cumperi găzduire web. Pentru acest live, noi avem nevoie să creăm o bază de date. Și atât. Veți vedea, haideți să creăm baza de date. Cum creăm o bază de date MySQL? Mergem aici în XAMPP. Vedem panoul de control care s-a deschis imediat după instalare, iar aici în drept cu MySQL apăsăm pe admin. Aveți mare grijă MySQL să fie pornit, să fie aici cu verde, atât MySQL cât și Apache. Deci, mergem la MySQL. Admin, numai puțin. Așa, s-a dus pe celălalt monitor. Acesta este panoul de administrare pentru MySQL, pentru bazele de date. În acest moment va trebui să creăm o bază de date. Cum facem acest lucru? Mergem aici la Databases. Și dăm, eu îi voi spune raw la baza de date, îi spuneți cum vreți voi. Baza de date ce face? Face legătura într-un site, face legătura între fișiere și anumite date, anumite, cum sunt, nu știu, curs valutar, tot felul de chestii, face legătura între fișiere și aceste date. De exemplu, dacă instalăm pluginuri în WordPress, multe dintre datele pluginurilor vor fi incluse, se vor face tabele în bazele de date. Bun. Am ales baza de date, numele bazei de date și dăm un create. Baza de date a fost creată aici. Pe localhost nu ne mai interesează nimic decât să creăm baza de date, să-i dăm un nume. Bun. Haideți să deschidem iarăși browserul și să începem instalarea WordPress. Dan Plai, se pricepe cineva după ce dezinstalezi Office, mai trebuie interveni și la registri? Nu, 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 Dan Plai. Sunt, probabil să ai anumite chestii. Vezi că am ultimul, nu ultimul, am penultimul video de pe canal, o aplicație care include mai multe programe, printre care și ceva cu Office Uninstaller. Vezi pe acolo că am și vorbit despre chestia asta, dar șansele sunt foarte mari să nu mai ai probleme cu registrii. Totuși, dacă vrei să dezinstalezi Office și să instalezi o alternativă la Microsoft Office, poți să faci chestia asta, să te ocupi să curezi registrii ca lumea. Ți-am zis, vezi că aplicația aia are un program inclus care face și acest lucru. Este videoul cu Windows Repair Toolbox. Chiar ultimul postat. Dan Plai. Bun, am făcut baza de date, da? Haideți să ne hidratăm puțin.
Aici ne cere nume bază de date. Noi vom pune, eu voi pune raul, voi introduce acolo raul, nume utilizator bază de date pentru XAMPP și pentru instalarea pe localhost. Numele utilizatorului bazei de date este root. Parolă nu vom avea și gazda este deja pe localhost. Haideți să închid și astea, haideți să-i dăm drumul. Vedeți aici, nume bază de date. Noi vom băga Raul. Ce nume i-am dat? Nume utilizator. Scriem root. Acesta este utilizatorul default în XAMPP. La găzduirea WordPress pe un cont de găzduire web va trebui să creați o bază de date, să creați un user și să dați și o parolă. Bun, aici parolă ștergem, nu va fi nimic. Gazdă, bază de date, localhost, prefix, tabelă, lăsăm așa, dăm trimite. Bun, până acum, ai trecut cu bine peste această parte a instalării. WordPress poate acum comunica cu baza de date. Dacă ești gata, e timpul acum pentru rulează instalarea. Bun. Deci legătura cu baza de date s-a efectuat. Am înțeles, mulțumesc, Danplai. Da, mulțumesc și eu că ești aici. VaxStrix, fă un clip în care ne arăți cum faci un server de Minecraft prehostat. 24 din 7. Păi am pe canal un tutorial despre cum faci un server de Minecraft la tine pe calculator, server la care ai acces, au acces și alții de pe internet, fără niciun fel de probleme. Este alegerea ta dacă îl ții deschis 24 din 7, dacă lași calculatorul deschis non-stop. În rest, dacă vrei un server gratuit, nu știu, eventual dacă sunt firme care oferă așa ceva, probabil, dar probabil vei avea probleme cu lagul, nu știu. Dacă vrei contra cost, sunt iarăși firme care oferă așa ceva, găzduirea Minecraft, contra cost. Dar dacă știi că ai un calculator ok și nu ai probleme cu consumul de curent, pentru că va consuma un calculator să-l lași pornind non-stop, va consuma multe resurse, mai ales dacă rulează Minecraft și se adună și ceva player acolo, vei avea probleme cu consumul de curent. Deci dacă ai un calculator, poți să-l lași pornind non-stop, urmărești tutorialul meu și vei avea un server pe care vor putea intra prietenii tăi fără niciun fel de problemă. Da, uite, spune XK Future. Da, spune și XK Future, nu știu eu la chestia asta cu firme de găzduire, cu nu. Nu mă prea pricep. Titlul site. Aici va trebui să-i dăm un titlu. Acest titlu se poate schimba ulterior fără niciun fel de probleme. Site WordPress. Da. WordPress, nume utilizator, îi dau tot Raul. Parolă, nu știu, îi voi da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirm că este o parolă slabă. Repet, chestiile astea le faceți dacă instalați WordPress la voi pe calculator. Chestii cu parole simple, cu nume de utilizator simplu. Deci dacă știți că nu există acces din afară la această instalare de WordPress. Dacă faceți instalarea pe localhost, repet, pentru cei care nu știu, altcineva din afara de pe internet nu va putea accesa această instalare, acest site pe care îl creați, puteți să-l instalați doar voi. Atât. În momentul în care ați construit site-ul cu totul și știți că este gata, îl puteți achiziționa o găzduire web de la o firmă și puteți urca site-ul acolo fără probleme. Adresă de e-mail, iarăși am băgat ceva aiurea și dau instalare WordPress. Acum începe instalarea, nu durează foarte mult. Bun, WordPress a fost instalat, îți mulțumim, să-l folosești cu plăcere. Nume utilizator Raul și
Parola 1, 2, 3, 4, 5, 6, parola pe care am setat-o mai înainte. Acum, dacă totul este în regulă, ar trebui să intrăm pe panoul de administrare WordPress. Acesta este panoul de administrare WordPress, unde poți instala module, poți schimba aspectul cu teme, sunt teme gratuite, o grămadă, meniurile, fundalul, utilizatorii, la setări iarăși puteți să umblați. Aici deja intrăm în altceva, intrăm în amănunte. Probabil pe viitor voi face un tutorial despre cum să construiești un site web în WordPress de la zero. Asta înseamnă că vom descărca WordPress și îl vom instala pe un cont de găzduire web și inclusiv bază de date utilizatori și vom instala plugin-uri, teme și vom umbla puțin și la ele. Vom lăsa site-ul aproape gata, gata făcut. Să vedem dacă am timp pe viitor voi face acest lucru. Site-ul WordPress. Aici sus avem vizitează site-ul. Acesta este site-ul WordPress. Este ceva super primitiv pentru la prima privire. Acesta este de aici. Voi va trebui să începeți să mergeți în spate și să instalați tot felul de template-uri. Tot felul de template-uri cu plugin-uri și să le modificați după bunul plac. Bun, 5 spectatori, 10 aprecieri, mulțumesc frumos, ne mai hidratăm puțin. Întrebări, cine are întrebări? Acesta este WordPress, haideți să. Da, linkul pentru panoul de administrare. Vedeți, aici sus este 127.0.0.1 și dacă scrii localhost, ar trebui să fie aceeași chestie. Deci 127.0.0.1 este același lucru cu localhost. Localhost înseamnă că accesezi acest Apache este serverul web instalat pe calculatorul tău. Haideți să îți spun cum poți să accesezi panoul de administrare, cel unde am fost înainte. Dăm un slash după localhost și scriem wp-admin și dai un enter. Ne va trimite exact la pagina de logare, username-ul și parola 123456. Dăm autentificare și suntem în panoul de administrare WordPress. Da, XK Future, voi face studio tour. Asta nu știu, sper că mai târziu va veni și vremea aia. Și cum pot face programul meu personal? Da, uite, uite Vastrix. Haideți să-ți arăt dacă intri pe tutoriale cu Raul, tutoriale.raul.ro. Uite, vezi? Ăsta este site-ul la care lucrez de ceva timp. L-am cam lăsat în urmă, nu am prea avut timp de el. Dar acest site este făcut în WordPress. Ce vreau să fac pe acest site? Iau videoclipurile, materialele de pe canalul de YouTube și le explic în cuvinte și imagini. Uite aici, de exemplu, în cuvinte și imagini pe site-ul meu personal. Acest site este făcut în WordPress, este chiar ok, mai lucrez la încă un site în acest moment,
Asta este altceva, lucrez pentru cineva. Dar asta se poate face cu WordPress. Acesta este un template, este o temă foarte simplă, nu am pretenții, dar așa am vrut eu să arate site-ul. Sunt tot felul de, din toate domeniile, teme, muzică, nu știu, comerț, inclusiv magazin online poți să faci cu platforma WordPress. Absolut, absolut orice. Și partea bună este că majoritatea sunt gratuite, deci găsești soluții gratis fără niciun fel de probleme. Dacă ai și puține cunoștințe de web design, să modifici, să-l faci cum îți plac, ai rețeta de succes cu WordPress. Mergi la sigur. Dar nu știu la ce te refereai cu publică site-ul. Te refereai la faza cu tutorialul. Da, haide să schimbăm un pic. Te referi la faza cu tutorialul, Vastrix? Xcafuture. Da, Raul, din păcate trebuie să plec. Am puțin treabă, dar dacă apuc, poate să intru pe live, caz dacă va fi în continuare online. Spor la live. Da, mulțumesc frumos. Oricum, nu mă așteptam să fie prea multă lume, având în vedere că sunt sărbătorile în acest weekend. Dar am spus totuși, hai să fac live-ul pentru că am rămas dator de săptămâna trecută. Sper să fie ok. Sper să fie ok ce am explicat astăzi. Să fie lume care se uită, probabil live-ul va rămâne public pe canal fără niciun fel de problemă. Ok. Da, și nici nu, iarăși nu mă așteptam să vină foarte mulți, pentru că sunt puțini oameni pasionați de web design sau care vor să facă web design. Nu, gen să-l publici online, gen să fie public. Păi acesta, site-ul care este în WordPress, instalat pe Vastrix, pe localhost, pe calculator, nu poți să-l faci public. Îl faci public, ca să-l faci public ar trebui să ai un server, un calculator dedicat la tine acasă, cu adresă de IP fix și altceva fixă. Ca să-l faci public, va trebui să cumperi un cont de găzduire de la o firmă de găzduire web și să urci site-ul dezvoltat la tine pe canal, la tine pe calculator, să-l urci în acel cont de găzduire. Asta presupune că va trebui să cumperi un domeniu, cum am eu, tutorialecuraul.ro, și ăla costă ceva bănuți. Trebuie să cumperi găzduirea web, care și ea costă ceva bănuți, iar după ce ai acestea două, pur și simplu intri în contul de găzduire și acolo începi să creezi bază de date, username la bază de date, parolă la username. Iar când le ai toate chestiile astea, urci arhiva, arhivezi site-ul care îl ai pe, l-ai dezvoltat la tine pe calculator, îl urci pe contul de găzduire web și acolo face modificările necesare. Sunt câteva modificări care trebuie făcute. Și în rest e ok. Cam asta se face. Se dezvoltă site-ul pe calculator și în momentul în care este finalizat, îl poți urca și să-l faci public. Asta înseamnă să-l faci public. Bun. Haideți că este puțină lume. Să vedem dacă mai aveți ceva întrebări, dragilor, care sunteți on, dacă sunteți on. Dacă nu, nu are rost să mai întindem mult live-ul de astăzi. Să urmăriți de săptămâna viitoare, acolo, pentru că vor urma niște materiale super tari pe canal. Și aici nu mă refer la
cel care l-am spus cu cum să faci un site web în WordPress de la zero, acela încă nu m-am apucat de el, dar am niște idei super tare pentru următoarele videouri de pe canal. Vor începe să apară pe canal începând cu săptămâna viitoare. 12 aprecieri. Super, super, super. Ok. Bun. Cât a fost live-ul? O oră, nici măcar o oră. Asta este. Poate încă lumea nu a ajuns acasă. Lumea este ocupată. Ok, bun. Dacă nu mai este nimeni on și nu mai sunt întrebări, dragilor, ne auzim de săptămâna viitoare. Dacă mai intrați și sunt întrebări, haideți să vedem. E cam tăcut chatul, nu sunt oameni. La mine se termină apa. 5 oameni on, bun. Super. Da, cam asta a fost pe astăzi cu instalarea WordPress pe PC. Ți-am arătat cum poți instala platforma WordPress la tine pe calculator, așa încet încet cum poți să te apuci să dezvolți un site. Sunt o grămadă de tutoriale pe chestia asta. Dacă vrei să înveți web design, am și eu ceva referitor la WordPress. Așa timid am început, am testat să văd dacă prind aceste materiale. Am avut comentarii în care îmi cereau mai multe materiale WordPress, dar totuși nu s-au adunat vizualizări la acele videouri. Asta este. Vedem pe viitor. Bun. Ok, haideți că văd că lumea nu mai este pe live. Este în regulă. Să încheiem pe astăzi. Mulțumesc, dragilor, pentru participare. Ne auzim de săptămâna viitoare cu materiale noi și vinerea viitoare la ora 8, ca de obicei, vă aștept aici pe canal. Haideți să încheiem pe astăzi. O seară bună, vă doresc weekend plăcut și sărbători fericite tuturor.